Ce ai găsit acolo? Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața, Dani. Alimentația ro-vegană, cum spuneai și tu, este secretul tinereții veșnice. Iar astăzi vreau să stau de vorbă cu Roxana, care o să ne dea câteva ponturi pentru că se apropie postul Paștelui. Bună dimineața, Roxana. Bună dimineața. Spune-mi, te rog, ce ne-ai pregătit astăzi? Văd o masă plină de bunătăți. Da, v-am pregătit foarte multe produse, produse ro-vegane, cât și produse vegane. Putem să începem de aici. Avem spa cremă de broccoli cu cânepă de corticată, avem și o ciorbă de fasole albă, practic aceasta care este vegană. Avem sushi cu quinoa și legume, deci puteți încerca la noi și un sushi și este foarte, foarte gustos. Drobul de ciupercuțe, facem pâinică noi, din făină integrală sau crackeri și acolo care sunt raw, din semințe sau de morcov, aveți și de porumb cu ardei și de ceapă. O ciorbă pleurotus cu cremă de caju, practic este imitația ciorbei de burtă. Și este foarte gustoasă și chiar are mirosul cel mai important, surprinzător. Văd că avem și sarmale. Da, avem sarmalele noastre cu hrișcă și ciuperci, cu mămăliguță și o cremă de caju. Toate produsele noastre ce am pregătit aici sunt și fără gluten. 95% din meniul nostru este fără gluten. Avem grillul pleurotus cu țelina trasă la tigaie și cu salată și usturoi. Practic spui că mănânci o friptură cu cartofii prăjiți. Ai încercat un cartof între ghilimele, o țelină și chiar a fost foarte gustos. Avem o supă cremă de roșii cu busuioc, falafelul cu piureu de morcov, îl avem bineînțeles și cu tabule, în cazul în care dorește clientul, și o salată crudă cu turmeric în care predăm în țelina. Spune-mi, te rog, slăbim dacă avem o astfel de alimentație? Puteți să și slăbiți. Este indicat să nu mâncăm seara târziu. Bineînțeles că toată lumea spune că produsele ro-vegane și vegane conțin caju și poți să te îngrași de la ele, dar important este că te îngrași de la orice dacă mănânci seara. O prăjitură, bineînțeles, că are calorii, dar are calorii sănătoase. Este indicat să le mâncăm la prânz dimineața, este substituentul unui mic dejun, o prăjitură, și la prânz. Nu mâncăm seara, nu mâncăm după ora 7 seara, este cel mai important. Dar spunem, putem face sport, de exemplu, dacă dimineața doar mâncăm o prăjitură? Da, putem face sport. Putem. Chiar avem sportivi de performanță care sunt vegani și chiar fac și ciclism și au avut și probleme de sănătate, de au ajuns la o alimentație vegană și chiar sunt foarte, foarte în formă. Roxana, îți mulțumesc mult de tot că ai fost în această dimineață alături de noi, așadar sper că v-am făcut poftă, băieți, până atunci mă întorc la voi. Mulțumim tare mult, Flori. Dulciurile ro-vegane pentru mine n-am crezut, dar am gustat la un moment dat și mi se pare că mi-au schimbat viața. Bună dimineața!